Sâmbătă este 1 iunie. Sâmbătă avem, ca de obicei, un program atractiv, spunem noi, pentru copii. Activitățile debutează la Complexul Turistic de Natație la ora 9 cu Cupa 1 iunie sau Cupa Copiilor la Înot. De asemenea, vom avea activități distractive și în interiorul Complexului Turistic de Natație. Apoi avem în Parcul Mitropoliei, începând cu ora 10 până seara la paradă, vom avea ateliere de creație pentru copii, teatru pentru copii, spectacole pentru copii și invităm toți copiii, dar și părinții, să vină să se distreze alături de noi sâmbătă, totodată seara. Din acest loc, începând cu ora 18, va pleca parada. Este ediția numărul 4 a Paradei Copiilor și vom merge până la stadionul Eugen Popescu, acolo unde va fi un mic recital la finalul acestei activități. Noi așteptăm pe toți copiii de la toate unitățile de învățământ din Târgoviște să vină să ne bucurăm împreună de ziua lor. Este, așa cum spuneam, un program atractiv, un program care sperăm noi că va fi pe placul tuturor. În paradă, de asemenea, multe surprize, dar veți vedea sâmbătă, atunci când la Târgoviște sărbătorim împreună Ziua Copilului.